La administrația spitalelor din București și a denunțat adjunctul la DNA. Denunțul privește mai multe persoane cu funcție de conducere din ASSMB, mai multe firme de construcții și managerul spitalului Colentina, potrivit surselor din anchetă. Astăzi au fost percheziți în mai multe locații din capitală. Se bunește că instituția a dat fără licitație contracte de consultanță unei firme deținute de o persoană care a fost deja condamnată pentru fraude cu fonduri europene și membrii ai conducerii ar fi luat mită pentru mai multe contracte de achiziție. Procurorii susțin că în perioada aprilie-august a acestui an, ASSMB, cu girul directorului general adjunct, a semnat mai multe contracte de achiziție publică pentru care ar fi fost date șpăgi consistente. Vizat de acuzațiile de luare de mită este chiar directorul general adjunct al acestei instituții, Cristian Plută. Acesta este bănuit că ar fi primit mită în două tranșe, o dată 20.000 de euro și a doua oară aproximativ 300.000 de lei pentru încheierea unor contracte de achiziție publică. Procurorii verifică și dacă banii ar fi ajuns în buzunarele șefilor instituției și pentru numirea unor persoane în funcții de conducere a unor unități spitalicești din București. Procurorii DNA au deschis atât aici, la sediul administrației spitalelor din București, însă și în alte 7 locații din capitală și din Ilfov, iar faptele verificate s-ar fi petrecut în perioada aprilie-august 2023. Presa a scris și despre faptul că ASSMB a atribuit direct unei firme înființate de mai puțin de un an două contracte de câte 45.000 de lei pentru servicii de consultanță în vederea obținerii de finanțări PNRR pentru digitalizarea serviciilor medicale. Firma era condusă de o inculpată DNA, o persoană condamnată în primă instanță la 9 luni de închisoare cu suspendare într-un dosar de fraude cu fonduri europene. E greu de înțeles de ce o entitate care are în coordonare atât de multe spitale și care în trecut a realizat o serie de proceduri de achiziție pentru echipamentele medicale, deci are expertiză în acest domeniu, a hotărât să angajeze consultanță pentru servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice. Directorul general adjunct al ASSMB, Cristian Plută, ar fi fost susținut în funcție de viceprimarul capitalei, Horia Tomescu, mai scriu jurnaliștii. Acesta din urmă spune că a aflat din presă despre perchezițiile DNA și laudă acțiunea, adăugând că e bine că se fac verificări în cazul în care există suspiciuni.